Doamna ajută, frați și surori, bine ați venit la un nou video pe actualitatea ortodoxă și astăzi vom vorbi despre mândrie, cancerul uh, omenirii. Mândria este cea mai, mai mare boală, după părerea mea, a întregii omeniri. Este cauza uh, pentru care avem aceste consecințe grave, numite războaie, crime, violuri, uh, hoție, corupție uh, și toate și așa mai departe. Mândria este sentimentul pe care l-a avut Lucifer în momentul când el a dorit să se pună mai, 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 mai înalt, să se pună mai înainte de Dumnezeu, când el a dorit să-și pună tronul mai presus decât cel al lui Dumnezeu. De aceea Lucifer a devenit satana, din cauza mândriei. Mândria este sentimentul care te face egoist, plin de tine, rău, dorești tu să te pui în locul celorlalți, nu mai ai milă față de ceilalți, nu mai ai iubire, nu mai ai compasiune, nu mai ai milă, nu mai, nu mai faci fapte bune, doar pentru că tu vrei să, nu știu, să capeți un anumit beneficiu, de, spre exemplu. Tu vrei să cucerești, de exemplu, mă la oamenii ăștia care se judecă. Ăla, deci nu exemplu, cineva moare într-o familie și, să zicem, omul a, a lăsat acolo o avere, nu știu, o casă sau niște bani, un teren, nu știu. E bine, rudele acestuia, nici eu se observă foarte mult așa în, 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 în lume. Se judecă, bă, vrei o bani Ba nu, ia mie mi-a lăsat, bă, nu, nu, mie mi-a lăsat. Nu ție nu ți-a lăsat. Băi, frate, până trebuie să încetăm cu chestiile astea. De ce să ne omorăm de ce să ne distrugem pentru niște hârtii sau pentru un, o leacă de pământ sau pentru o casă acolo? Nu valorează nimic din toate astea mai mult decât un suflet. Vă spun eu, sufletul valorează mult mai mult decât întreaga lume. Poți să-mi dai mie toate bogățile că degeaba, dacă îmi pierd sufletul. Deci, din păcate, mândria pleacă din și chestii, nu știu, bani, vile, case, mașini, nu, niște chestii care n-ar trebui să, să, ne supere măcar. Asta e. Băi frate, cum a vrea Dumnezeu? Dacă totuși mi-a lăsat mie averea foarte bine. Dacă nu mi-a lăsat mie, înseamnă că nu merit. Punct. Așa trebuie judecat. Dau un exemplu aici cu ăștia cu averile care se judecă. Sau războile. Deci de asta spun că mândria este cauza tuturor relelor pe acest pământ. Pentru că războaiele tot din cauza mândrii. Hitler a fost mândru, Stalin a fost mândru, euh, sultanii ăia, împărația otomani, au fost mândri, așa, adică asemenea lui satana. Nu au avut milă, nu au avut iubire, nu au avut credință în Dumnezeu, ba da, ba da, au avut credință în Allah și în Mahomeda, dar bine, islamul știți ce fel de religie este. Adică a urii, a războiului și a, a urii împotriva femeilor, a discriminării femeilor, da? Asta este Islam. Pe când Ortodoxia sau creștinii, Ortodoxia și Isus Hristos iubește, dă egalitate între bărbați și femei, așa cum e în Biblie acolo, și ne mântuiește, ne unge pe suflet. Mândria este cel mai mare păcat față de Dumnezeu. Din cauza mândriei s-a întâmplat atâtea și atâtea chestii chiar și Adam și Eva. De ce ei au vrut să, să fie asemenea lui Dumnezeu? Ca așa le-a zis șarpele ăla. Păi, n-ai cum să fie asemenea lui Dumnezeu, Dumnezeu este unic. N-ai cum să fie ca el. Da, și de asta vă spun eu că trebuie să vă feriți acest cancer, în minimul mândrie. Vă rog să vă feriți de el. Aveți grijă cum gândiți și cum vă, când vă supărați, totdeauna să, să aveți puțină rațiune, să aveți puțină uh, rugăciune, să faceți o mică rugăciune când sunteți mai nervoși, să încercați să faceți o mică rugăciune, să încercați să, uh, să vă gândiți că lucrul acela pentru care vă, super, vă voi nu se merită să, să vă storfocați pentru el. De exemplu, la un telefon, dacă s-a spart, frate, s-a spart telefonul. Dar măcar nu, măcar ce puțin, eu sunt în viață, sunt sănătos și nu mi-am spart un pic, nu mi-am spart capul sau nu mi-am stricat un nu mi-am uh, uh, rupt un picior. Deci trebuie să vă gândiți și la chestia asta. Unii oameni sunt orbi, unii oameni sunt, uh, știu eu, n-au mâini, n-au picioare. A trebuit să-i mulțumesc Dumnezeu pentru că sunteți întregi și că nu v-ați născut ca oamenii aceia. Deci trebuie să lăsăm mândria la o parte. Trebuie să fiți meriți. Pentru că Smerenia este opusul pulsul mândrii, trebuie să încercăm toate reușitele noastre, tot ce reușim noi, să nu ne mândrim cu ele. Totdeauna dacă am reușit ceva, să-i punem, să-i să mulțumim Dumnezeu. Că El ne dă putere, El ne dă sănătate, Dumnezeu ne iubește și Dumnezeu ne ține în viață. Pentru că vedeți, lumea în ziua de astăzi e într-un colaps într-un colaps din punct de vedere spiritual este o criză spirituală oamenii nu mai cred în Dumnezeu din păcate se legalizează căsătorii homosexuale se legalizează pedofilie se legalizează atâtea și atâtea chestii care te îngrozesc și nu se poate așa ceva nu știu, rămâi, rămâi îngrozit nu știi ce să mai faci nu știi cu cine să mai vorbești de asta noi cred că noi românii trebuie să ne întoarcem la Dumnezeu, să încercăm să nu mai avem mândrie, să nu mai certăm pe porcării, v-am mai sus cu averea și cu nu știu ce, așa, să nu mai, să nu mai rădem de ceilalți, că vai, în ce ha sunt, să încercăm să, să, avem milă, să iubim, să încercăm să punem pe ceilalți în locul nostru, pentru că, adică să încercăm să-i să, -i, să -i apropiem pe ceilalți, să nu poftim nimic din ce la aproape lui, niciodată este și o poruncă, mi se pare 10-a poruncă, nu mai știu, să nu desfrânăm, să nu, să nu violăm, să nu ucidem, să nu furăm, avem, să nu mai fim atât de corupți, să nu mai fim atât de proști, trebuie să avem discernământ, pentru că numai așa, numai așa putem să evoluăm, din și din punct de vedere material, și din, dar mai ales din punct de vedere spiritual. Deci vă rog, vă frumos, mândria este cancerul deci vreau să vă lăsați mândrie, pentru că ea este cancerul omenirii. Din cauza mândriei sunt atâtea și atâtea lucruri. Pentru că gândește-te cum a fost societatea în care oamenii uh, s-ar ajuta reciproc. În care oamenii n-ar mai avea mândrie. În care oamenii uh, uh, ar pune, i-ar mulțumi Lui Dumnezeu pentru tot, pentru toate. În care oamenii s-ar ruga mai mult, ar merge la biserică, n-ar mai înjura, nu ar mai vorbi urât, nu ar mai fi... Uh, știu eu, atât de îngânfați, atât de încăpățânați, atât de egoiști. Cum ar fi așa? Cum ar fi ca oamenii să aibă bunătate, sinceritate, iubire, smerenie, uh, calmitate, bărbații să nu-și mai bată femeile, să, să, să existe așa, femeile să nu-și mai înjure bărbații, uh, copiii să-și asculte părinții, uh, cu condiția ca și părinții să fie ortodoxe ca Dumnezeu. Cum ar fi o societate în care învățământul să promoveze adevăratele valori, nu porcării. Pentru că, din păcate, și școala promovează niște chestii care, nu știu. Adică, istoria. La istorie în ce învățăm? Învățăm despre Napoleon și despre toate așa. Dar de ce mai întâi să învățăm despre istoria românilor? Și adevărata istoria românilor, nu ce a făcut de comuniști. Vezi? Deci, la fel. Noi ar trebui să încercăm să, să mergem foarte mult pe zona aceasta a bunului simț și a respectului și a civilizații civilizației creștin-ortodoxe. Civilizația creștin-ortodoxă, nu cea europeană. Pentru că cea europeană, din păcate, promovează mândria și uh, cultul personalității. Cultul sinelui, cultul eului. Vă rog frumos. Acum mai spun, mai și cu vă rog frumos. Deci, lăsați chestiile astea și încercați să fiți mai civilizați ortodox, din punct de vedere ortodox să încercați să, să gândiți mult mai bine, gândiți de două ori înainte să faceți o mișcare, trebuie să aveți grijă ce prieten vă alegeți, pentru că din păcate nu toți oamenii sunt buni. v mai spus. Nu că sunt eu mântru, nu, nu, că sunt eu mare om bun, dar îi mulțumesc Dumnezeu că mie mi-a dat oarecare, oarecare conștiință de credință, oarecare știu eu, calitate, așa. Dar îi mulțumesc Dumnezeu. Nu sunt, nu, eu, din păcate, eu am fost rău. Am fost un tip care nu prea mergea la biserică, nu prea credeam în Dumnezeu. Foarte rău dacă mergeam la biserică. Dar acum, într-adevăr, m-a ajutat Dumnezeu. Și culmea că, din păcate, și eu aveam mândrie. Și încă am mândrie. Și mândria, cu mândria să luptau Sfinții. E foarte greu cu mândria. Dar dacă tu îți dorești să o elimini, da, se poate. Se poate foarte mult. Și sunt două poli extrem de periculoși. Mândria și dezândejdea. Adică demoralizarea la extrem. Iar și demoralizarea este extrem de periculoasă. Pentru că te, pur și simplu cu aia te, te poate face să nu mai ai nicio reușită în viață. Asta este, asta este adevărul. Și satana, din păcate, se folosește de sensibilitatea, omului, se folosește de slăbiciunile omului, se folosește de prostia omului, pentru că foarte mulți oameni nu cunosc așa ortodoxie, din păcate, nu cunosc credința, nu cunosc pe Isus Hristos, nu cunosc uh, învățătura adevărată și o ia pe căi, din astea creșite, merg în cluburi, merg în, știu eu, merg poate la sectari sau merg la uh, la uh, cu yoga, la ăștia cu, cu, horoscopul, cu descântece, cu astea, eu n-am încredere în chestiile astea, pentru că știu eu, că sunt niște mituri, horoscopul și astea, eu nu, nu știu, au, credeam și eu înainte, dar Adică nu credeam. Adică n-am mai citeam acolo un pic să văd ce mi se va întâmpla și nu mi s-a întâmplat nimic. Așa că am renunțat. Deci, acum vreo șase ani, nu mă, cinci, șase ani, cam așa. Când eram eu mai mic și... Acum știu că doar Dumnezeu, doar Dumnezeu, e adevărat. Doar Dumnezeu ne salvează. Dumnezeu este singura noastră scăpare. Și de asta, pentru a ne mântui, trebuie să limănăm mândria, să, avem să ne susținem, smerenia să fim mai rugători, să fim mai buni, mai sufletiști, să facem milostenie, să avem milă de cei săraci. Trebuie să încercăm să avem discernământ, dar trebuie să avem și demnitate. Dar nu demnitatea de mântru, jegos. Nu. Demnitatea înseamnă că l-ai pe Dumnezeu în tine și dacă ești cu Dumnezeu, poți să înfrunți orice rău. Demnitatea înseamnă să, uh, să aperi ortodoxia, să nu te lași prostii de ceilalți, uh, să nu te lași prostii de televizor, să ai discernământ, să, bineînțeles, mai dai și o palmă anumitor oameni care uh, o palmă mai mult merge să mai... Bine, nu e bine așa cum a făcut Sfântul Ierar Nicolae. Dacă vezi pe unul care muși cerne, spre exemplu, care promovează niște chestii, îmi mai dai și o palmă. Pentru că promovează homosexualitatea și ateismul și satanismul. A fi demn înseamnă că, în primul rând, să iubești pe Dumnezeu și să ai o evlavie mai Dumnezeu și cu Dumnezeu poți să înfrunți orice rău, mai ales pe diavol. Poți să înfrunți pe diavol, poți să înfrunți toate chestiile astea de cotidiene, cele de zi cu zi, poți să ai mun, poți să muncești și fiecare cum știți și voi. Acum am încercat și o să zic și eu ce pot despre mândrie, deci trebuie să lăsăm mândria, să, ne, să nu mai ne leudăm atâta, să nu mai ne credem în noi mari și să nu mai fim atât de, v-am mai spus, necredincioși. Pentru că, din cauza mândriei, mulți oameni nu mai cred în... Deci, foarte mulți oameni nu cred în Dumnezeu pentru că sunt mândri. Nu, pot să la, nu vor să se lase de chestiile pe care le fac ei și normal că uh, nu mai... Normal că nu, nu, merg pe calea asta ortodoxiei. Noi trebuie să mergem pe calea lui Dumnezeu și să ne mântuim. Asta este adevărul. Și cu voi și... Nu știu cum să vă spun. Dacă puteți și voi, uh, încercați acasă, să, să ajutați pe mama voastră. Dacă sunteți copii, ajutați pe mamele voastre și pe tații voștri. Uh, faceți treaba acasă, încercați să ajutați pe ceilalți, să încercați să-i să, -i, să -i iubiți pe ceilalți. Ce? Dacă vedeți o bătrânică că nu poate trece strada, ajutați-o uh, sau să coboare scările, ajutați-o să, să, să coboare scările. Dacă vedeți că cineva are nevoie de o posibilitate financiară și voi aveți, știți că aveți bani, încercați să-l ajutați fără să-i mai cereți înapoi dacă, dacă un om mai sărac așa. Uh, Încercați și voi să faceți fapte bune, încercați și voi să iubiți, încercați și voi să, să îmbrățișați pe cei săraci. Și să știți că la cei săraci contează și dragostea cu care poate îl ajuți. Încercați să iubiți. Bine, dacă omul acela chiar este sărac și nu-i de sta pus de uh, cămătar sau pus de sigan să cerșească. Dar încercați să, să, încercați să, să, să fiți mult mai buni, mai blânzi, mai mai iertători. Încercați să o iertați mai mult. Nu mai fiți atât de, de, de răi. Asta e. Doamne, doamne ajută! La revedere!